Campania de depunere a cererilor unice de plată a debutat pe 1 martie, însă numărul viitorilor beneficiari de sprijin financiar care s-au prezentat la APIA este foarte mic în comparație cu programările făcute. Ne confruntăm și anul acesta cu aceeași nerespectare a programării. Procentul este mult mai mic, dar încă ne confruntăm. Fermierii toți sunt invitați în scris prin poștă sau și prin intermediul ATU-urilor cu care noi colaborăm foarte bine în fiecare an, deși sunt invitați în scris la data și ora programată, există această întârziere și ne confruntăm cu același procent mai mic de prezență în zi a fermierilor. Oficialii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Buzău se tem că, din acest motiv, funcționarii instituției ar putea fi supra-solicitați în ultima parte a perioadei de înscrieri, când holurile sediului ar putea deveni neîncăpătoare. La sfârșitul fiecarei săptămâni, fermierii care nu s-au prezentat sunt comunicați, sunt contactați inclusiv cu telefonii, de funcționari. Mai face și niște acțiuni în teritoriu pentru informare a fermierilor. În campania de informare, într-adevăr, se derulează până la data de 15 mai, chiar dacă preponderent întâlnirile cu ei au avut loc în luna februarie. Comunicăm către primărie, încercăm să reprogramăm astfel încât să evităm supraaglomerarea pe finalul campaniei, sfârșitul lunii aprilie și ultimele săptămâni din luna mai. În aceste condiții, fermierii sunt rugați să își respecte programările, astfel încât nici ei să nu aibă de suferit mai târziu, stând ore în șir la cozi, pentru a-și depune cererile unice de plată. Ultima zi de înscriere, fără penalizări, este 15 mai.